Adrian Torma, senator PSD, a participat la o întâlnire informală alături de comunitatea cehă din Clisura Dunării și de ambasadorul Cehii în România. Am promis că în viitorul muzeu al Clisurii, care va fi organizat în noul centru multicultural din Moldova Nouă, comunitatea cehă va avea alocat un spațiu de expunere a istoriei și tradițiilor cehe. Am participat și la Gulaș Fest, eveniment organizat la Sfânta Elena, o experiență frumoasă alături de mulți cehi veniți special pentru acest eveniment la noi în Clisură. Voi susține dezvoltarea relațiilor cu toate comunitățile din Clisură dorindu-mi ca împreună să facem cunoscută istoria noastră și mai ales obiectivele noastre turistice, transmite Adrian Torma. Clisura Dunării este o zonă multietnică și multiculturală.